Și antrenorul trebuie să se ridice la nivelul sportivului. O spune Leonardo Roftei, unul dintre oamenii de referință din sportul românesc. Moșu susține că boxul este într-o continuă schimbare, iar asta înseamnă că și maestrii trebuie să-și modernizeze continuu metodele de antrenament astfel încât pugilistul să evolueze. Trebuie să se ridice la pretențiile sportivilor, pentru că altfel nu există progres. Dacă dor pe tine antrenorule... Explicația lui Doroftei vine după ce recent la o gală în Bulgaria un pugilist georgian și-a luat la pumne antrenorul nemulțumit de deciziile acestuia. Maestrul emerit Titi Tudor nu crede că se va întâmpla așa ceva între el și un elev de-al său, atâta timp cât va fi în activitate. Totul pentru box. Eu cred că nu se întâmplă cu mine așa, cred că va fi invers.